Da, a fost un moment în trecut în care Benten s-a întâlnit cu Naruto. Fac și clipuri despre Benten aici pe canal, deci poți spulbera butonul de like, ce de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că vei avea ce să vezi pe aici. Comentariul zilei vine de la Mario Union 2, care zice Deci vrei 5 lei pentru a mă lăsa la începutul clipului? O să vezi tu când o să dau cu 30 de lei. Da, Mario, normal că toate comentariile la începutul clipului sunt plătite, dar pentru 30 de lei te pun și la final, cum să nu. Se le oferă des referințe din anime ori, iar acest lucru se întâmplă destul de frecvent. Benten a făcut un crossover cu Naruto, iar acesta s-a întâmplat în seria care a apărut în 2005. Bine, și alte serii au preluat elemente de la Naruto, deci cazul lui Ben 10 nu este chiar singular. Dar avem și aici o referință mică. În episodul Merry Christmas din Ben 10 vedem această referință. Atunci când mașina li se strică, Ben alături de Gwen și bunicul lor se opresc în acest par de distracții care are o temă de Crăciun. Personajele observă că în acest loc se află personaje care seamănă cu Elfi, dar și Ren. În episodul respectiv vedem cum primarul Mr. Jingles dorește să-l transforme pe Max într-un moș Crăciun, iar pe Ben și Gwen să-i transforme în Elf. Un Elf numit Elsgood le spune personajul principale despre planurile acestui villain, iar Ben reușește să-l oprească pe Mr. Jingles. La final episodului, atunci când situația este salvată, vedem un Elsgood mai bătrân explorând acest Holiday Village alături de nepoții săi. Acești trei nepoți ai personajului se avână foarte bine cu Konohamaru, Moeji și Udon, membri ai echipei Ebisu din Naruto. Sunt câteva diferențe totuși, Moeji e băiat în Benten, iar culorile sunt puțin diferite. Cu toate acestea, însă, se vede acolo o asemănare destul de mare, așa, între personajele din Tim Ebisu, din Naruto și cele din Bente. Iar dacă tot am vorbit despre Bente, nu uite, schimbarea majoră prin care a trecut personajul de-a lungul timpului. Dă-te chiar acum aici!